Final așadar la Cluj, 0-0 Rapid împotriva celor de la Universitatea și cred că e bun acest punct în condițiile în care s-a jucat acest meci, deși în repriza a doua am avut ocazii destul de multe și ocazii bune. Rămânem totuși cu acest punct despre care discutăm cu Leontin Toader, Adrian Matei și Bogdan Barbu. În continuare așteptăm și reacțiile jucătorilor de acolo din Ardeal. E bun, nu? Până la urmă acest punct într-o seară complicată, pe un teren complicat, o vreme oribilă și o echipă adversă care a fost complicată. La cum a decurs jocul, da, cred că este un rezultat echitabil. E un punct, până la urmă, luat în deplasare. Două echipe ca doi pugiliști au încasat unul de la celălalt. Puteau câștiga cele trei puncte fiecare echipă la ocaziile pe care le-a avut în repriza a doua. Din păcate, pentru Rapid, cred că a avut ocazii mai clare, dar nu s-au fructificat și da, e bine și un punct, pentru că, da, cum am mai spus, Rapid are nevoie de victorie în deplasare ca să stea, se apropie tot timpul de cei din vârful clasamentului. Da, e al treilea egal consecutiv în deplasare. Da. De data aceasta nu dăm gol, 1-1. Am încheiat anul la Arad. Înainte am făcut tot egal 1-1 la Argeș. Precedenta deplasare înainte de Argeș a fost la FCSB când am luat bătaie. Deci nici o victorie în ultimele 4 meciuri. Totuși, Adi, revin și spun, e un punct câștigat în condițiile date, deși rămânem cu acele ratări. Șutul lui Costache putea fi 1-0, dar intervenția bună a lui Ilieva și al lui Pănoiu. Și al lui Pănoiu, în două rânduri. Da. Eu cred că orice punct e important pentru că el se acumulează acolo la clasament și cred că e foarte important, mai ales că trebuie să anul ăsta să mergem în play-off. A doua repriză mai bună, mai curajoasă, mai ofensivă, am pus probleme, i-am ținut în jumătatea lor. E clar, deci, cumva poate că și ocaziile de gol mai clare ale noastre decât ale lor, dar na, până la urmă orice punct bun obținut, mai ales în meciurile din deplasare și fără gol primit, înseamnă foarte mult, chiar în condițiile în care cred că porneam ca favorită la meciul ăsta, datorită și situației din clasament. Cred că pe viitor trebuie cumva să încercăm mai mult să dezvoltăm, pentru că dacă vrem să obținem mai multe puncte în deplasare, cum a spus și Leo, că ne situăm pe locul 4, trebuie să punem mai multe probleme în atac. Dacă nu punem probleme în atac, atunci este clar că nu vom putea să obținem mai mult în deplasare, iar chestia asta cu o ocazie, două ocazii, sunt ok că avem una sau două, dar eu îmi pun problema că acțiunile de construcție, acțiunile de atac care au fost de fapt în acest meci mai mult în a doua repriză, ele ar trebui să fie și în prima repriză și știm cu toții bine că dacă reușești să pui stăpânire pe joc de la începutul meciului, adversarul cumva din punctul ăsta de vedere nu mai are curajul să te atace, nu mai are curajul să îți facă pressing și atunci se retrage și îți dă ocazia să domini jocul cumva. Adică e cumva acolo, dacă nici anul ăsta nu reușim să avem un model de joc puțin mai ofensiv, care să ne dea mai multe speranțe și în contextul în care față de anii trecuți lotul de jucători este mult mai valoros. E important punctul, e important atitudinea jucătorilor care a fost foarte bună și să sperăm că încet, încet devenim din ce în ce mai buni. Am văzut Bogdan un Rapid mai agresiv în repriza secundă și asta s-a văzut și în numărul ocaziilor. Noroc, ghinion, noroc pentru ei, ghinion pentru noi. Cei de la Cluj au ajuns în preajma porții noastre, dar nu la fel de periculos ca în prima parte. Da, s-a văzut agresivitatea din repriza a doua. În primul rând ne-am mai apropiat la raportul posesiei față de prima repriză. Au avut cea mai mare ocazie și au avut un repriză a doua, acolo cu vreo doi, puțin noroc, lovitură liberă deviată, însă
datorită agresivității și atitudinii ne-am avut ocaziile mai mari și puteam să învingem astăzi. E discuția legată de acel penalti, nu putem să trecem peste, pentru că dacă am fi fost noi în situația respectivă, ne-am fi dorit lovitură de la 11 metri, e sau nu e? Mă uitam mai devreme, Avram, fostul arbitru, spunea că e. Da, acum fiecare are opinie, nu știu dacă a existat și varul. Dacă avem și noi faza aici. Da. Să spun așa un de ce putea să, adică de ce nu a dat arbitru penalti, pentru că vedem că a băgat alunecare, dar piciorul stâng rămâne flexat, nu s-a dus spre minge. Adversarul s-a lăsat, a simțit că bagă alunecare Onea, dar a forțat, să zic, parcă un pic de, să forțeze un pic o penaltiu, dar mingea a ieșit în afară. Bun, dar dacă se dădea, nu cred că... Am fi avut ceva de comentat. Da. Mi se pare că și Blădoiu, în încercarea lui de a scoate penaltii, se duce înspre Onea și îl și calcă el pe Onea, mai degrabă fost... decât Onea îl incomodează în reluarea aia din spate. A fost paralelă alunecarea și cu traiectoria mingii și cu și acea adversarului. S-a lăsat un pic spre Onea, dar nu știu, acum... Da, nu vreau să facem teoria chibritului, că până la urmă... Nu, s-a dat, dar se putea da. E o fază unde era rămas la latitudine. Ba, eu nu știu, eu în primul rând aș discuta despre aceste alunecări, mai ales în zonele laterale, că dacă mă uit eu bine acolo, eu cumva după culoarul central, în semibandă, ca să zic așa, e inutil, pentru că de acolo nu putea să vină decât cu centrare. Deci, cumva, din punctul ăsta de vedere, aceste alunecări în duelul ăsta în care știi că șansele să ajungi la mingii e la limită, mai bine stai pe picioare, tatonezi și îl direcționezi, cum a făcut, spre lateral, să dea centrare. Asta e, dă centrare, dar nu fa penalti. Cred că aici e și o chestie de tinerețe, de motivație din aia împinsă până la... limită, că sunt tânăr și pot să ajung la fiecare minge și că pot să fac alunecare și ajung înaintea lui, dar uite că a fost cumva la... Nu a mai fost la latitudinea ta să decizi tu prin intervenția pe care ai avut-o și a fost la latitudinea arbitrului, ceea ce ar fi putut cumva din punctul ăsta de vedere să strice cam toată munca echipei. Deci sfatul meu este la aceste acțiuni ale atacanților mai mult să tatonez decât să fac o intervenție care să mă ducă la eșec. Bogdan, tu ce zici? Penalti sau nu? Ca să trecem peste. Dacă n-a dat arbitru, nu a fost, nu? Corect. Rămânem la concluzia asta. Vedeam mai devreme și intervenția fantastică a lui Horațiu Moldovan, că ziceam eu că nu prea îmi place să-l văd la ochi în meci, dar când apare, are și intervenții foarte bune. Grea intervenția la șutul lui Vlădoi acolo. Da, un reflex foarte bun, ceea ce atoul lui principal. Datoria portarului asta e să țină scorul și Moldovan nu e prima oară când intervine decisiv în economia jocului, deci el își păstrează aceeași linie, dă siguranță echipei și intervențiile astea n-au decât să arate că e un portar de valoare pe care Rapidul se bazează și, bineînțeles, și echipa națională. Da, altfel am văzut siguranță în jocul Rapidului, o defensivă care a stat foarte bine în condițiile date. Junior a luat cartonaș galben de vreme, ceea ce a făcut complicată misiunea Onea. Ok, poate doar cu acea intervenție la limită, să spunem, l-am văzut bine și în defensivă și în ofensivă, ca să nu mai spun de Cristi Săpunaru. Nu, linia ajutat de Iacob. Linia defensivă, prin faptul că n-am primit gol împreună cu Horațiu, care dă dovadă, în primul rând, nu neapărat după mine, de reflexe și de intuiție, știe să așeze în poartă, știe cum să gestioneze situațiile astea, pentru că dacă ar fi fost puțin mai la dreapta sau puțin mai la stânga, mingea ar fi trecut. E foarte important. Deci asta chiar clar e o chestie de inteligență. Chestia asta la altă de reflex acolo n-ai mai mult de organism, dar tot de inteligență e și aia.
Da, linia de fund și-a făcut datorii astăzi, dar dacă stăm bine să ne gândim, această linie de fund a avut și doi mijlocași central defensiv, unul dintre ei alb, un special în a doua repriză, care s-a sacrificat mai mult pentru faza defensivă și nu prea a apărut la nicio fază în zona 3, în zona 3-mea adversară. Deci cumva din punctul ăsta de vedere, poate și decizia a fost de la vestiare așa, bă, nu ieși, nu te duci, stai aici, chiar dacă avem balonul. Și lucrul ăsta cred că a fost gestionat bine de cei 4 plus el. Și asta denotă faptul că totuși acolo la nivelul de grup există cumva o înțelegere foarte bună. Mecanismul funcționează. O înțelegere, da, trebuie să funcționeze. Altfel se simte între ei foarte bine, pentru că altfel probabil că na, săpunarul îi simte pe ceilalți trei, probabil că îi coordonează, îi ajută, îi motivează. Chiar și astăzi, dacă au mai existat cumva în anumite momente, eu știu, nereguli de linie, de dublaj, el a bătut cuba cu toți, i-a încurajat, a bătut, a dat mâna chiar și cu adversarii. Și chestia asta cred că îți dă încredere, având în vedere totuși că Iacob nu prea a jucat, cât a jucat mai mult Grigore. Onea așa câștiga cumva locul, așa să zicem, în fața lui Belu, dacă aș spune, de anul trecut. Și capătă încredere și totuși e un jucător tânăr care, după mine, cred că poate să facă pasul și la echipa națională. Da, un jucător care arată din ce în ce mai bine. După seara asta e mai greu de tras concluzii, insist eu, după locul și modul în care s-a desfășurat această partidă. Ne văzut și care e situația lui Kite, pentru că l-am văzut în prima repriză cu o lovitură undeva în zona feței și la pauză a fost schimbat de Costache, cel care putea să marcheze golul de 1-0. Spuneam doar, intervenția lui Iliev a făcut ca tabela să rămână neschimbată. Îl ascultăm pe Costache și revenim. Asta un punct obținut în condiții foarte grele, un gazon, toată lumea a văzut cum se prezenta gazonul, cum ai trăit din teren, ai jucat în partea a doua. Da. Bună seara, un meci foarte, foarte, foarte greu pe un teren. Sincer, nu știu, noi ne plângeam la noi în Giuleș, că ne plângeam puțin pe Ferupă, că nu știu ce, dar așa ceva n-am mai văzut, sincer. Nu știu ce au putut să facă de ce, așa, mă rog, nu e treaba noastră, nu e ca o scuză. Un meci foarte greu, meci de luptă și eu le-am zis înainte la băieți, ce vorbi, cine o să se lupte mai bine, o să câștige meciul. Un 0-0 frumos, zic eu, multe ocazii. Acum mergem înainte. Al doilea 0-0 consecutiv pe acest stadion. Nu reușim să scriem. Hai. Să primim gol. Ai dreptate, dar pe un astfel de teren eu zic că era foarte greu să pasăm, să ne facem jocul nostru, ce antrenăm, ce ne face însă toată săptămâna să fim mai buni, dar eu zic că totuși a fost un rezultat bun. 0-0 n-am pierdut, înseamnă că am făcut bine ceva, dacă n-am primit gol. Ai fost foarte aproape să spargi gheața, ai șutat foarte frumos. Din păcate, Iliev a scos incredibil. Da, o parată senzațională, sincer. Am văzut o poartă și asta eu nu știu ce să zic. Sper odată și să vină și golul și sunt convins că să vină. Urmează două meciuri pe teren propriu în Giulești. Revenim acasă, acolo unde ne place cel mai mult. Putem să sperăm la 6 puncte, nu? Voluntari. 100%. Eu zic că acasă suntem foarte bine, e foarte greu să luăm bătaie și cu voluntariul ești foarte greu, dar o să ne pregătim foarte, foarte bine. Și apropo, le mulțumim și suporterilor că au venit astăzi alături de noi în număr foarte, foarte, foarte mare. Seară frumoasă! Marcați jucătorii cu siguranță de gazon, că e greu să treci peste. Și vorba lui Vali, bă, săptămâna trecută aveam ceva dubii cum se va prezenta noul gazon de pe Giuleș, că s-a prins, că nu s-a prins, a plouat cu găleata aproape tot meciul. Mai era moale pe alocuri, dar s-a jucat fotbal și se putea juca fotbal. Un teren care mai puțin bun e ok. Asta a fost o... nu știu cum să îi spun ca să nu fie prea dur. Am vorbit, cred că, destul de suprafața de joc. Important e jucătorii să înțeleagă ce puteau face mai bine și în situațiile astea. Cred că dumneavoastră trebuia să fie mult mai susținut, să aibă multe mai multe mingi. Mingile au ajuns destul de rar la el, deci nu l-au pus în valoare. Dar, în general, cred că ei și-au respectat sarcinile de joc.
S-a văzut un joc destul de organizat, în primul rând, mai ales pe fază defensivă, numai că nu s-a speculat ocaziile clare pe care le-a avut Rapidul. Putea să vină cu cele 3 puncte acasă. Putea și ar fi fost extrem de bune. Ne ajută deocamdată și punctul ăsta, sărim pe locul 3 peste FCSB, care are meci greu etapa aceasta, are meci greu și etapa viitoare. E bine că contracandidatele deasupra noastră au program complicat și noi urmează să avem 2 meciuri acasă, adică acasă unde știm ce forță avem împreună cu cei 13-14 mii de suporteri. Este clar că, în primul rând, cred că trebuie să ne gândim mai mult la noi decât la adversari. Da, din ce am văzut astăzi, este clar că fața defensivă este foarte, foarte bine pusă la punct și sarcina, așa cum a spus și Leo, strategia de joc este foarte bună, dar doar pe faza defensivă. Cred că ar trebui să vedem un pic mai mult, să riscăm un pic mai mult, să generăm un model de joc puțin mai ofensiv, ca să putem să marcăm și mai repede sau chiar mai multe goluri. Bine, asta na, acum știu cum e, fiecare antrenor are strategia lui. Dacă mi-a mers bine să mă apăr, să joc pe contraatac, probabil că o să aplic în continuare lucrul ăsta. Dar ca să pot să câștig, cam trebuie să atac un pic. Adică nu o să meargă mereu, nu, ulciorul, așa, în continuare. Deci vin meciuri cumva cu echipe care sunt, să zicem, sub noi ca și clasament. Suporterii întotdeauna au fost în număr foarte mare pe stadion, au generat cumva o asistență și un vacarm aici care cumva pune presiune și dacă nu o să fim pregătiți să dezvoltăm câte mai multe acțiuni de joc, să punem presiune pe adversar, atunci clar o să avem de-a face cu suporterii care o să pună și mai multă presiune, nu? Și o să avem probleme, adică în sensul că nu știu cum o să reacționeze jucătorii, până în momentul de față s-au descurcat foarte bine, presiunea a fost pozitivă, hai rapidu, să vedem cum se vor descurca dacă presiunea va fi nu, negativă. Cred că o să fie cazul, chiar nu cred că o să fie cazul, cel puțin deocamdată. Da, ca să nu fie cazul, tocmai asta spun, ca să nu fie cazul, trebuie cumva să arătăm că știm să și punem, să facem acțiuni ofensive. Din punctul meu, cum am văzut eu, că am văzut și meciul cu Sepsi, adică am câștigat cu 3-0, da. Am câștigat cu 3-0, da. Mai încape un dar, da. După ce am câștigat cu 3-0, e adevărat. Da, întotdeauna trebuie îmbunătăți modelul de joc, părerea mea. Cum, na, nu vreau să fiu crucătat sau să supăr, dar până la urmă, jocul ofensiv te aduce cumva într-o poziție să ai câte mai multe ocazii. Da, și totuși, acum, na, nu mai suntem Rapidul din Liga 3, din Liga 2, suntem Rapidul din Liga 1, adică, scuză-mă, vrem mai mult, e centenarul. Adevărat. Nu? Eu acum fac pe suporter, nu că aș vrea să pun presiune, dar lucrurile astea, să nu te aștepți că nu o să n-apară. Bineînțeles, dar dacă ar putea să apară, nu știu, campionatul viitor, pentru că deocamdată lucrurile sunt bune. Ok, atunci să câștigăm în deplasare următorul meci. Câștigăm. Avem 2 importante acasă, mai ales că vine și să meciul. Să le câștigăm pe cele 2 acasă. Meciul cu Craiova, care va fi extrem de interesant. Bine, să câștigăm pe cel cu voluntari, da. Indiferent de cum sunt în teren acțiunile, dar... Păi, voluntarii, o echipă incomodă. Clar, da. O echipă incomodă. Meciul nu cred că va fi foarte ușor, dar... A, și o echipă care caută punctele. Și care joacă. Da. Și joacă. Joacă fotbal, adică... N-au nimic de pierdut, care n-au presiune, apere. Dar ca să faci performanță... O să aibă și ei presiune. După mine că au pierdut un meci cu Clujul, au cu CFR Cluj acum, nu știi ce fac. Înțeleg că, na, totuși joacă campioana țării, care... Da. Are momente când nu prea joacă fotbal și trebuie să o ataci și atunci te prinde și îți dă goluri, cum s-a întâmplat cu Viitorul. Și atunci apare presiunea, că sunt 2 meciuri pierdute. Și dacă mai pierzi și cu Rapidul... Sunt în plutonul acela, de la locul 14 până la locul 9, sunt 5 puncte. Parcă o să fie o echipă care să fie cumva rănită așa dacă pierde și cu CFR-ul și o să încerce la maxim să... De-aia spun că o să, nu, să fie un meci ușor cu, da. Cu voluntarii aici. Da. Mi-aduc aminte și meciul Tur, am câștigat atunci cu 1-0, golul reușit de Marco Dugangici, un gol frumos.
atunci, dar a fost un meci complicat. La Voluntari, oricum se sunt meciuri grele, dar mă gândeam, Bogdan, până la meciul cu Voluntari, rămâne Cluj Arena un stadion dincolo de gazon, care e complicat pentru noi. Am făcut 0-0 în cupă, astăzi 0-0, Universitatea ne-a pus probleme și aici pe Giulești, în tur am câștigat cu 1-0 din penalti. Există și genul ăsta de echipe care parcă nu-ți prea merge așa cum vrei tu. Da, oricum Universitatea Cluj e o echipă de tradiție, cu suporteri. Hai să luăm partea pozitivă, am jucat de două ori pe Cluj Arena și n-am luat gol. Și asta e adevărat. Depinde la care parte a paharului te uiți. La partea plină, normal. Da. Am jucat de două ori 0-0 în cupă, 0-0 în campionat. Astăzi am avut mai multe ocazii. N-a intrat mingea în poartă, n-am fost mai deciși în fața porții, să spun așa. Dar ne-am întors cu un punct care să sperăm că la sfârșitul campionatului o să ne ajute, sau cel puțin să intrăm în play-off în primul rând. Și mai departe să ajungem cât mai sus. Da, va fi pe o jumătate de punct când vom ajunge. Da. În play-off e probabil o chestiune doar de matematică asta. În acest moment a venit Adrian Mutu la conferința de presă. Se pregătește să vorbească antrenorul nostru. Îl vom asculta și apoi revenim cu finalul emisiunii. Ce faceți? V-ați încălzit? În primul rând, bună seara. Date fiind condițiile pe care le-am întâlnit astăzi la Cluj, un teren foarte, foarte greu, noroi practic, cel mai important lucru pentru mine este faptul că toți jucătorii sunt sănătoși, că lotul valid, că nu s-a accidentat nimeni, chiar dacă, sincer, mă nemulțumește acest 0-0, pentru că pe undeva, dacă stau să mă gândesc, am avut mai multe și mai clare ocazii de gol. Probabil dacă am fi deschis scorul minutul 7-8 cu Dugan, zice, acolo lucrurile ar fi stat în altfel. Meciul ar fi fost, să zicem, pe undeva, sper, mai ușor. Dar, cum am spus, era greu să joci, a fost o strategie în funcție și de condițiile pe care le-am avut. Mi-a plăcut Clujul și îl felicit pe Năluțu, pentru că se vede că încet, încet amprenta sa și mentalitatea sa la echipă se vede acest lucru. Le urez baftă în continuare și lui în primul rând. Cum am spus, cel mai important lucru e că suntem valizi. Nu sunt foarte mulțumit de acest 0-0. Consider că am pierdut două puncte, dar nu mai avem ce face. Mergem înainte și încercăm la următorul meci să-l câștigăm. Așa cum cred că încerc și vă probabil v-ați dat și dumneavoastră seama, vreau să implementez o mentalitate de învingător la fiecare meci pe care îl abordăm, indiferent de numele adversarului, respectându-i, așa cum le spun și la băieți, îmi place ca echipa mea să fie umilă, să joace ca o echipă, să spunem, mică, care are nevoie de punct, dar în același timp să aibă mentalitate și încredere de o echipă mare. Ceea ce, în unele circunstanțe, se vede acest lucru, pentru că băieții astăzi au dat seama că nu au cum să propună un joc combinativ, ci un joc de luptă, iar ei au fost pregătiți în primul rând de luptă asta și cred că, în afară de acea fază, într-o deviere, practic, cu Vlădoiu acolo, când a scos Moldovan foarte bine, nu am riscat aproape nimic. A fost un meci la mijlocul terenului, într-un noroi, așa cum ați văzut și dumneavoastră, pe nu știu câte 2-3 grade, cât a fost frig, bine că s-a oprit și din soarea și, cum am spus, mă bucur că am ieșit sănătoși. N-am văzut. Crede-mă că din teren nu mi-am dat seama la lunecare luane acolo. Da, nu știu. Cum pot să comentez această decizie? Avem și vara, acum avem o grămadă de arbitri pe lângă. Dacă n-au dat sau nu, varul n-a spus nimic, probabil nu a fost cazul. Spectacolul, mă bucur, chiar mi-a plăcut că au venit oameni la stadion
destul de mulți în ciuda frigului și a condițiilor. Și ai noștri au fost pe măsură, număr mare. Le mulțumim fanilor noștri că stă alături de noi tot timpul. Tribuna a fost frumos, cred că s-au respectat pe undeva reciproc galeriile. N-am auzit nimic în afara, să spun, fair play-ului, ceea ce, ce e bine. Și probabil a și ajutat puțin jucătorii în, în teren. Pentru că dacă erau aceste condiții și stadionul gol, probabil a fost plictisitor pe undeva. Cred că am o echipă omogenă, un grup omogen, o echipă care cred eu că suntem unul cât tare pentru toată lumea. Cred că am demonstrat și demonstrăm campionatul ăsta că e foarte greu să ne învingem, avem cea mai bună apărare din campionat. O să ajungă săptămâna asta și o să vedeți atunci când o să-l prezinte clubul încă un jucător care l-am luat. Și cred că dacă va mai fi nevoie, vom analiza în funcție și de ce voi discuta cu clubul. Dar cred că în mare parte suntem ok și suntem pregătiți să ducem acest lot până la, la sfârșit. Poate un obiectiv pentru această a doua parte a obiectivul nostru rămâne play-off, așa cum a fost de la început. Când ne vom asigura matematic acest lucru, după aia vorbim de, de altceva și o să vă spun atunci. Păi suntem. Suntem pe o traiectorie bună, care lucrul acesta rezultă la final, dacă continuăm. Am obținut 4 puncte în 2 meciuri importante, mai ales prima victorie. Nu știu cum ar fi fost dacă erau invers, dacă făceam egal acasă cu Sepsi și câștigam aici. Au fost tot 4 puncte, dar n-ar fi fost același lucru, pentru că echipa Sepsi e pe locul 6 și așa ne-am dus la o diferență. În momentul ăsta suntem la 10 puncte și la 12 de locul 7. Bineînțeles că ei mai au mai de jucat, dar ne doream să câștigăm. Probabil ambele echipe ar fi reușit să facă mai mult dacă terenul ar fi fost mai bun. Așa că de tactică și de alte lucruri n-are rost să vorbim, pentru că nu a fost vorba de asta. A fost o luptă în noroi și probabil că o neatenție ar fi costat ambele echipe. Ați văzut și dumneavoastră că de multe ori s-o prea mingea în noroi, mai ales la spoarta cum ieși în stânga acolo, fața careului, la jumătate la fel. Era cât pe ce să coste pe cei de la Ocluj acea pasă înapoi. Da, sunt lucruri care aș fi vrut să nu vorbim acum de ele și nici nu vreau să acuz pe nimeni, dar probabil că în anumite condiții ar fi fost altul spectacol între aceste două echipe, probabil și în tribună, a fost mult mai animat, dar asta e situația. Sperăm ca pe viitor să reușească să schimbe gazonul și, în primul rând, Cluj Arena merită acest lucru, pentru că este un stadion foarte frumos. Am jucat când eram mai mic. Acum 25 de ani, 24 de ani, 25, erau astfel de teren, dar totuși au trecut 25 de ani de atunci. Nu, probabil că mă uitam aseară și la Real cu Atletico și la alte meciuri și vezi alt fel de gazon și vii aici și probabil mă gândesc și la băieți când văd acest lucru și acest teren, cam ce sentiment am. Nu. Sunt detalii, dar aceste detalii le dă pofta aia de a juca, de a face spectacol, de a alerga, de a pasa, ceea ce vrea spectatorul sau telespectatorul să vadă între două echipe. Da. Da, bine, ne cunoaștem, jucat împreună și la echipa națională, la echipa națională, de fapt, nu și la echipa națională. I-am spus să stea calm, pentru că, până la urmă, ele, să zicem, jucător mai matur, ca să nu-l numesc în altfel, și că n-are rost să se enerveze, pentru, până la urmă, era un out sau nu știu ce era. În fine, e că asta e caracterul lui, nu am zis-o mai mult în glumă. Eu cred că, avându-l pe Kipciu, este un câștig pentru Cluj, pentru că, în afara faptului că e un jucător care probabil este între cei mai titrați din Liga 1, dar este, pune și osul la treabă, așa cum am văzut eu și astăzi, într-un noroi incredibil. Da, se mai întâmplă astfel de lucruri, cred că
Cred că vă dați seama că a fost fără intenție, nu? Cred că până la urmă jocul a fost match fair play. Nu spuneam, cel mai mare lucru pentru mine este că nu s-a accidentat în primul rând, mă gândesc la băieții mei și după aia și la adversari. Ok? Mulțumesc! Da, Adrian Mutu, evident nemulțumit că n-a luat cele 3 puncte, dar în același timp părea că mulțumit de modul în care s-au descurcat băieții și cum s-au implicat în acest meci. Da, din declarații, normal să ca antrenor vrei mai mult, dar cred că e mulțumit cu punctul în condițiile jocului de astăzi. Într-adevăr, un lucru bun că băieții au terminat, nu s-au accidentat și de punct de vedere fizic vor fi apți 100% pentru următorul joc. E foarte important să ai acest lucru, să ai jucătorii sănătoși. Și sigur, următorul meci, bineînțeles, va avea altă abordare. Da, e un lucru important că n-a luat gol și așa se menține și moralul echipei. Bine, dacă era o victorie, venim cu un moral mult mai mare, dar apare totuși mulțumirea asta că nu ai luat gol, adică ți-ai atins măcar un obiectiv din acest joc. Eu le doresc la următoarele meciuri să aibă rezultate cât mai bune. Bineînțeles, fanii așteaptă meci de meci victoria. Deja cred că s-a creat o conexiune extraordinară între fan și echipă. Se vede asta la fiecare meci la care vin, se vede acest lucru și e un imbold extraordinar pentru echipă. Le doresc succes și meciul viitor să ia cele 3 puncte, pentru că așa se ia, devine un clișeu pas cu pas, dar e adevărat, trebuie să iei la fiecare meci cât mai mult din fiecare meci. Avem 2 meciuri acasă, le pun la pachet pentru că, da, okay, ca antrenor, jucător, te gândești la următorul meci. Noi putem să ne gândim și la pachet. Cu 2 victorii acasă, așa cum ar fi normal pe Giulești să iei toate cele 6 puncte, play-off-ul e în buzunar și putem să gândim altfel la ce urmează. Mergem pentru ultima dată la Cluj, îl ascultăm pe Marco Dugangic. N-a mai reușit să marcheze astăzi, dar a luptat mult acolo în față. Marco, just a draw here on a very, very bad pitch. How did you see the game on the pitch? Yeah, it was, I think the 0-0 was the most expected result because the pitch was really, really, really bad. I think it's a little bit embarrassing to that first league Romanian have pitch like this. I think they need to do something to play on another stadiums or something, but it's not really possible to play real football here. But yeah, we didn't concede a goal. We going with 1 point home, and yeah, we keep going to try to reach the playoffs. You had a great opportunity to score in the 7 minutes or first minute. Yeah. What happened there? Yeah, I was till the knee in the mud. Was very hard goal to try to shoot with right. In the end, the goalkeeper saved it with leg. Was a little bit unlucky, I could say. And it's okay. We take 1 point. We are closer to playoffs, and we keep going. Back in Village, our home, we have 2 straight matches. Mm-hmm. How do you think we can take 6 points? Yeah, of course. In Giulești is it's always another story for us. We going to every game to win in front of our fans, and I'm pretty sure that we will take 6 points. We will try to give our best like always, and we will try to win both games. Da, dezamăgit golgheterul nostru de gazon, dar mulțumit de punctul obținut. Supăra că n-a reușit să lovească mai bine mingea aceea în prima repriză și cu gândul evident la meciul cu Voluntari. Adi, săptămâna viitoare, peste o săptămână, avem meci extrem de important și greu, cum spuneai mai devreme, ca să tragem așa concluzii după seara aceasta, să ne gândim un pic la viitor. Da.
toată lumea e fericită. Cred că, da, e un punct foarte mulțumită, important. Da, mulțumită, da. Pe o parte, pare un pic fericită, ești mulțumit. Ce să spun? Din ce am înțeles eu e că strategia cam asta a fost să nu luăm gol. Și cred că mulțumirea asta de care spui tu, că eu zic fericit, tu spui mulțumit, cred că asta și-au propus de la început, să nu primim gol și dacă reușim cumva să facem și alte lucruri mai multe pe faza asta de atac. Până la urmă chiar e un punct foarte important și cred că cel mai important e că nu s-a primit gol. Dar așa cum am spus mai devreme, trebuie, faza ofensivă trebuie dezvoltată mult mai mult. Altfel, da, o să apară presiunea și nu e de joacă aici, că știi cum e, când le promiți multe și nu le obții. Săptămâna viitoare jucăm în 12 și o să mă fie și mai bine pe atac în 12 cu suporterii. Eu sunt foarte încrezător, dar na, trebuie să se și vadă mai multe lucruri pe teren. Până la urmă, rezultatele apar și în să zicem așa, datorită lucrurilor pe care le facem. Și trebuie să facem lucruri și în timpul meciului, nu numai la antrenament. Părerea mea. Adică ele trebuie să se vadă și în timpul meciului. Altfel, dacă nu o să vadă, fie puțină presiune și nu e bine, părerea mea. Oricum, eu mă aștept la meciul cu Voluntari să... Va fi una. În afară de rezultatul sigur pozitiv, să vedem și ceva mai multă acțiune, părerea mea, dacă vrem să devenim și mai buni. Bineînțeles, treptat, nu. Și gata, la Voluntari, dacă nu aveți 30 de faze ofensive... Dar încet trebuie, da? Avem gazonul ăsta care totuși a rezistat la meciul cu Sepsi, rezistă și în seara asta. Asta mă uitam pentru că trebuie să-l utilizăm cumva, da? E protejat, e încălzit, va rezista. Bogdan, concluzii? Suntem bine așa în general după mine, părerea. Dar putem să fim și mai bine. Altfel... Acolo tindem. Un punct important, până la urmă, n-am fost înfrânt, să zic așa. N-am luat gol, ce mai important. Să sperăm că vom învinge următoarele două etape, dar să le luăm pe rând. Să luăm meciul cu Voluntari, să câștigăm, să punem 3 puncte în clasament și să ne calificăm în play-off matematic. 3 puncte să ne gândim la play-off. Exact. Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Un punct îl punem acolo la colecție și mai vorbim despre play-off dățile următoare. Vă mulțumesc și vă dragi rapidiști că v-ați uitat la noi. Vă doresc un weekend minunat. Ne revedem, evident, săptămâna viitoare, sâmbătă, de la ora 20. Jucăm cu FC Voluntari aici pe Giulești. Cumpărați-vă bilete, umpleți arena și faceți atmosfera aceea fantastică pe care doar voi știți să o faceți. Eu am fost Andi Amironoae. Seara bună, hai rapid!